Trupul unui pacient în vârstă de 61 de ani bolnav de tuberculoză multidrog rezistentă a fost găsit inert într-o baie a secției Dr. Clunet, care aparține de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Iași. Este posibil ca bărbatul să fi cedat psihic din cauza nenumăratelor probleme medicale. Să derulăm o anchetă internă, să vedem care au fi fost motivele care l-au determinat pe pacient să recurgă la asemenea gest disperat. Din nefericire, această patologie, tuberculoza pulmonară și mai ales cea multidrog rezistentă, înțeleg că pacientul acesta era încă pozitiv pentru tuberculoză, pe lângă distrucțiile pulmonare importante pe care le face, se pare că afectează și psihic pacienții. Din datele medicale rezultă că bărbatul suferea de această boală încă din anul 2014 și s-a internat de mai multe ori la spital. Acum, bărbatul era internat de 2 luni. Cu câteva zile înainte de a face gestul disperat, fusese vizitat de către familie. A avut mai multe recăderi. Din nefericire, a ales să facă acest gest pe care, sigur, nu este de înțeles. Nu putem să fim decât alături de familia îndoliată și, bineînțeles, bine să rămânem în continuare absolut șocați de decizia pacientului nostru. Managerul spitalului spune că pacienții beneficiază de asistență psihologică cel puțin o dată pe săptămână. Polițiștii au întocmit în cauză dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, fiind dispusă efectuarea necropsiei.